Salutare și bine te-am regăsit! Eu sunt Edu de la Magic House și astăzi vreau să-ți arăt o rutină posibilă cu una, două, trei, patru mingiuțe de buret. Dar înainte să-ți arăt rutina, vreau să vezi că am... Ce-i asta? Stai. Două mingiuțe! Pam! Ce putem face cu ele? Simplu. Îți voi arăta unul dintre cele mai rapide trucuri pe care le poți face cu aceste mingiuțe. 1, 2, 3. Gata. Au schimbat locurile. Glumeam, mai mult decât atât. Vreau să îți arăt o rutină care se întâmplă în 10 pași simpli. Asta înseamnă că facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dispare de aici. 10. Wow! În continuare voi avea nevoie de o mână. Pam! Așa a apărut. Pentru că vom lua una dintre mingiuțe, o voi pune la mine mână, cea de-a doua, o voi pune în această mână, o iei, o strângi tare, întorci, sufli. Dispare la mine și capri, magia este la tine! Uite, una, două mingiuțe. Vrei să mai facem asta odată? Așa e normal că vrei. De aceea vom lua cele două mingiuțe. Una, exact la fel, vine la mine. Cea de-a doua, o iei, o strângi tu tare mână. Întorci, ăla-i degetul meu. Suflăm. Dispare în totalitate și... Excelent! Una, două, trei mingiuțe. Bate palma, îți mulțumesc! Odată ce am ajuns la cele trei mingiuțe, trebuie doar să fii atent, pentru că voi lua una dintre ele și o voi pune la mine mână, cea de-a doua tot la mine mână și cea de-a treia o voi pune în buzunar. Acum, câte mingiuțe am eu în mână? Asta trebuie să-mi zici. Două? Nu. Eu am una, două, trei mingiuțe. Mai încercăm o dată, da? Luăm una dintre mingiuțe, o punem la mine mână, cea de-a doua tot la mine mână, cea de-a treia o pun din nou în buzunar sub masă. Deci câte mingiuțe am în mână? Două, nu, tot trei, nu ești atent. Mai încercăm o dată, fii atent, luăm două mingiuțe, le punem direct la mine în mână, cea de-a treia o punem la mine în buzunar. Câte mingiuțe am în mână? Două, nu. Deci, iar avem trei. Dacă ai zis trei, felicitări, ai ghicit ultima oară. Cine ghicește asta, ia tot, da? Una, două mingiuțe, da? Le punem la mine în mână, cea de-a treia o punem în buzunar. Câte mingiuțe am în mână? Una, două, trei. Interesant numărul ăsta de magie, că... tot timpul se întâmplă altceva. Și aceasta este rutina de sponge ball sau mingiuțe de burete pe care o poți învăța și tu, dar pentru a face acest lucru, desigur, ai nevoie de aceste mingiuțe de burete. Ele sunt niște mingiuțe normale, calitate Goshman, îți recomand doar Goshman, că este super soft sau este regular, chiar nu influențează atât de mult rutina. Eu prefer să lucrez cu acestea care sunt super soft. Dar la fel de bine poți lucra și cu cele regular. Și pentru ele găsești link în descriere să ți le poți cumpăra, iar în momentul în care le-ai cumpărat, vei primi și un set de instrucțiuni complete pentru a învăța toată rutina pe care eu ți-am prezentat-o mai înainte în detaliu, pas cu pas. Eu îți mulțumesc frumos pentru atenție, nu uita să te abonezi, să bifezi acel clopoțel, să-i dai un like și un share acestui clip să ajungă la cât mai mulți dintre prietenii tăi. Până atunci, să ne revedem cu bine, să ai o zi magică în continuare, eu sunt Edu de la Magic House, pa!